Pastor Cristian Tudor Popescu ni se alătură discuției. Bună ziua! Bună ziua! Am văzut punctul dumneavoastră de vedere de această dată, poate și emoțional, spune Alin Buzărin, cu un pic de emoție acolo. Fără ca asta să fie ceva rău. Vă salut cu respect. Am înțeles, domnule Buzărin. Da, sigur că nu sunt un robot ion în cazul de față. Nu sunt o inteligență artificială. Sunt un om și firește că mă afectează ceea ce se întâmplă Simonei, dar asta nu înseamnă că fac vreun moment rabat la logică. Deci, când am analizat acest caz, am făcut-o pe baza criteriilor logicii, care, dacă sunt aplicate, duc la gândul că Simona trăiește într-adevăr un coșmar, așa cum spune acum. Pentru că sunt atâtea lucruri fără sens aici. Cei care acuză sunt ITIA, această asociație pentru, mă rog, instituție pentru integritatea în tenis. Ei au pronunțat o sentință și anume suspendare provizorie, deci nu au dat un termen. Pe baza celor două probe din toamnă cu Roxadu Statul. Apoi, nu are niciun sens la câtă justiție știu și eu și știți și dumneavoastră ca procurorii să ceară amânarea. Ei sunt procurorii, acești ITIA, sunt acuzatorii. Ei au dat deja o sentință. Au dus la suspendarea ei provizorie. Acuzata este Simona Halep. Ea este în măsură să ceară sau nu amânare pentru un supliment de probe sau de apărare. Nu procurorii, procurorii n-au cuvântul acum, îl are acuzata. Da? Ori Simona n-a cerut asta, a cerut să fie audiată și judecată de urgență. Nu a cerut niciun fel de amânare. În schimb, cere ITIA, iată, două amânări și acum vine a treia, în care supralicitează în această beznă a minții. Adică, spune, am descoperit niște chestiuni în neregulă în pașaportul biologic al Simonei și, prin urmare, formulăm o nouă acuzație. Dar pentru că e nevoie să mai analizăm, să mai adunăm probe în chestiunea pașaportului biologic, cerem amânare. Păi dacă nu ai suficiente probe, dacă nu ți-ai terminat analiza, de ce ai ieșit cu această știre că o acuzi pe Simona Halep? Trebuia să ieși cu ea atunci când ai adunat suficiente probe. Nu o acuzi și după aia amâni că mai avem de adunat probe. Da? Apoi, declară tot indivizii ăstea sau cine este doamna aia care e șef acum acolo la ITIA, că au vrut să-i facă un serviciu Simonei Halep. Că așa s-au gândit ei că o ajută, comasând cele două cazuri. Adică detectarea Roxadu Statului și pașaportul biologic. Dar ce le-a cerut Simona Halep să o ajute? În ce calitate se apucă ei să o ajute? Nu le-a cerut ea să facă lucrul ăsta. Le-a cerut ea să comaseze cele două cazuri? Consideră Simona că e în avantajul ei comasarea? Nu! Consideră ITIA. Și ITIA este cea care de la sine putere comasează aceste cazuri, în felul ăsta evitând de fapt prin această comasare, pentru că nu mai aveau ce să spună în legătură cu cazul Roxadu Stat pentru a treia amânare, acum și-au găsit ce să spună în legătură cu pașaportul biologic care a fost lipit de cazul Roxadu Stat. Dacă vă dați seama, încerc să mă pun, vorbeați de domnule Buzărin, de
emoționalitate. Păi, puneți-vă puțin în situația Simonei. Nu, nu, nu. Îți vine să nebunești, să spargi peretele cu capul. Dar eu nu raport cu această procedură judiciară, să-i zicem. Am invocat emoția dumneavoastră. Emoția care duce la o emoție populară, emoția editorialului transformată într-o emoție populară pentru cei care citesc, și în momentul în care ați invocat intervenția guvernului sau ați solicitat sau ați făcut apel la intervenție guvernamentală, în momentul ăla m-am gândit un pic că e un val de emoție, pentru că guvernul cred că în momentul ăsta are o grevă până învățământ și multe alte Așa, chestiuni nerezolvate ca prioritate. Și ar trebui să nu spun lucrul ăsta. Nu, eu n-am zis. Doamne ferește să vă, indic dumneavoastră ce să spuneți. Doamne ferește, nu-mi permit moment. Asta. Ascultați-mă puțin, pentru că eu ce să fac? Eu sunt bolnav de logică. Am boala asta de mic. Și în cazul acesta, ce spuneți noastră, eu n-am auzit, acum am lămurit. Și în cazul acesta, dincolo de emoție, este logica. Eu am explicat. S-a depășit în clipa de față orice aspect legat de Roxadu Stat, de dopaj, de Simona Halep și de tenis. Este vorba de un cetățean al unei țări din Uniunea Europeană căruia nu îi se respectă drepturi fundamentale ale omului, între care se numără dreptul la justiție, de a avea acces la actul de justiție. Simona este obstrucționată sistematic, se împiedică și am folosit, mă rog, o expresie sugestivă ca să se rețină, este arestată preventiv fără ordin judecătoresc, sine die. Da? Guvernul României este dator nu numai pentru Simona Halep, pentru oricare cetățean român care este într-un fel afectat în străinătate, nu? Când are niște probleme acolo, că nu-i se respectă drepturile. Dacă e vorba, să spunem, de un jurnalist care este arestat într-o țară străină și nu-i se respectă drepturile la apărare și așa mai departe, guvernul român nu trebuie să intervină? Trebuie, după ce rezolvă niște lucruri mult mai presante pe plan intern. Trebuie. Nu e adevărat. Are legătură, Alin, okay. De ce să aibă legătură greva din învățământ în acest moment cu o acțiune a Ministerului Afacerilor Externe care ar putea, sau nu știu care departament dintr-un minister al Guvernului României, să facă o adresă și să ceară ca acest cetățean al României, cetățean român, Simona Halep, să fie judecat. Ok. Nu. Dincolo e vorba de 2 milioane și ceva de elevi. Dar nu se exclud. Stați așa, domnul Buzărin. Vă rog. Începeți să deraiați. Se poate. Adică dumneavoastră contrapuneți. Eu am mai auzit acum o inedită, o năsărâmbă. Chiar la televiziune, mă rog, nu o să-i spun numele, așa, spus acum ideea că fac jocul Rusiei. Profesorii care ies în stradă și protestează, ei fac jocul Rusiei. Și acum nu putem să rezolvăm problema Simonei Halep prin Ministerul de Externe și prin organele specializate pentru așa ceva, pentru că avem o problemă cu Ministerul Educației și cu profesorii. E altă discuție. Să știți că oricât deraiez, și am reținut că deraiez, o să-mi pun antiderapante, nu ajung în situația de a vă putea acuza de așa ceva. Doamne ferește! Vă apreciez luciditatea. Nu. Alin, e vorba de burtiera, de discuțiile care au fost într-o emisiune de televiziune aseară, unde se întreba oamenii dacă greva din învățământ și ceea ce urmează, alte greve, ar fi cumva orchestrate de la Moscova. La acest lucru făcea... Nu puteți, domnule Buzărin, nu puteți să contrapuneți cazul Simonei Halep grevei profesorilor. Este în afara oricărei logici. Sunt niște chestiuni pe care guvernul României trebuie să le rezolve. Odată cu rotativ. Bineînțeles. Sunt niște chestiuni pe care una dintre ele un pic mai stringentă decât cealaltă. Dacă adjectivul stringent comportă acest termen de comparație. Nu știu dacă comportă. Nu.
Pentru că nu se ocupă aceiași oameni din guvern de cele două cazuri. Păi dumneavoastră nu vedeți alții. Că dumneavoastră nu vedeți că nimeni nu se ocupă din niciun caz, că ei sunt cu rotativa acum. Și adică noi polemizăm sau discutăm unul cu celălalt. În momentul ăsta deviem din nou, domnilor. Eu mă opresc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim tare mult.